Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne redă gafe celebre din literatura și cinematografia românescă. Umor involuntar. Mama lui Ștefan cel Mare, vampir sau zombie? Bătălia de la Valea Alba a fost un eveniment important din istoria medievală a Moldovei. Bătălia a avut loc lângă Războieni sau Valea Albă la data de 26 iulie 1476, într-o mică armată moldovenească sub comanda lui Ștefan cel Mare și armata invadatoare a Imperiului Otoman condusă de însuși sultanul Mahomed al II-lea. Mulți scriitori s-au aplecat asupra acestui subiect, precum Mihail Sadoveanu, Alexandru Odobescu, Iacob Negruți sau Dimitrie Bolintineanu. Ultimul a scris celebra poezie Mama lui Ștefan cel Mare, poezie care s-a regăsit mereu și în manualele școlare. Sunt celebre strofele în care mama voievodului nu-l primește în cetate, deși acesta era rănit și înfrânt și îl trimite din nou la luptă. În castel în poartă oare cine bate? Eu sunt bună maică, fiul tău dorit, eu și de la oaste mă întorc rănit. Soarta noastră fuse crudă astădată, mica mea oștire fuge sfărâmată. Dar deschide-ți poarta, turcii mă înconjor, vântul suflă rece, rănile mă dor. Și apoi, ea la poartă atunci a ieșit și în tăcerea nopții astfel i-a vorbit. Ce spui tu, străine, Ștefan e departe? Brațul său prin taber mii de morți împarte, eu sunt a sa mumă, el e fiul meu. De ești tu acela, nu sunt mumă eu. Dar dacă ne uităm la anii istorici, mama lui Ștefan cel Mare, doamna Oltea, putea să fie prezentă la refuzul adăpostirii fiului său numai dacă era vampir sau zombi, fiindcă domnia sa era oale și ulcele, fiind moartă din 4 noiembrie 1465. Dar probabil că domnul Bolintineanu credea în spiritism și udu. Victoria care duce la pierderea capitalei. Tot din romane, dar și din filme, aflăm de Marea Victoria Muntenilor conduși de Mihai Viteazul de la Bătălia de la Călugăreni, din anul 1595, dar oare chiar a fost o victorie strălucită? În filmul Mihai Viteazul din 1971, regizorul Sergiu Nicolaescu arată cum voievodul a provocat pierderi însemnate armate otomane care s-a retras în mare dezordine. Dar ce spune istoria? Cel care se retrage în fugă este Mihai Viteazul, iar armata otomană îl urmărește și în zilele următoare turcii ocupă Bucureștiul și Târgoviștea. Retras în munți, Mihai Viteazul aștepta sprijinul lui Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, cu ajutorul căruia urma să atace mai târziu armata otomană. Cum de sovietici au devenit legionari? În anul 1975 are premiera filmului Actorul și sălbaticii, o romanțare a vieții marelui actor de revistă, Constantin Tănase. Regizorul Manole Marcu și scenaristul Titus Popovici îl omoară în film pe Tănase cu ajutorul siniștrilor legionari. Numai că Tănase a murit în anul 1945, în ziua de 29 august, iar legionarii nu mai existau din 1944. Iar nu legionarii l-au asasinat pe Constantin Tănase, ci sovieticii, după celebrul sketch prezentat de actor pe scena Cărăbușului. Rău era cu Derdidas, dar e mai rău cu Davai Ceas. De la Nistru până la Don, Davai Ceas, Davai Palton, Davai Ceas, Davai Moșie, harașo tovărășie. Deci cam bancurile cu Radio Erevan, Tănase n-a murit în 44, ci în 45 și nu legionarii l-au asasinat, ci eliberatorii sovietici. În rest, totul e adevărat, nu-i așa? Mircea cel Bătrân știa ora exactă. În anul 1970, regizorul Sergiu Nicolaescu realizează filmul istoric Mircea cel Bătrân, film în care își asumă și rolul principal. El apare înainte de lupta de la Rovine, îmbrăcat în armură grea și coif, dar pe lângă Paloș, voievodul mai beneficia și de o armă secretă. Astfel, Mircea purta la mână peste zale un ceas luxos de ultimă generație. Deci, voievodul nu avea cum să întârzie la întâlnirea armată planificată cu Bayazid Ilderim, fiindu-i suficient să arunce o privire la mână și gata. Știa ora exactă. După cronicile ironice apărute în străinătate, în 1971, regizorul a scos din film scena ceasului Doxa. De altfel, nu numai Mircea era dotat cu ceas modern. În Daci și Columna putem observa că și strămoșilor noștri le plăceau ceasurile și strămoașelor gențile de piele. Ghinionistul ceas de mână apare și în Tudor Bașca, când acest film se plusează, și fiindcă nimeni nu vrea ca Tudor să se rătăcească pe Valea Oltului,
Regizorul i-a plantat și o bornă kilometrică pe care se poate citi Sibiu 55 de kilometri. Când Ștefan îi dădea la joale lui Vlad. În cele două filme istorice, Vlad Țepeș 1979, regizor Doru Năstase, și Ștefan cel Mare 1975, regizor Mircea Drăgan, se arată extraordinara prietenie dintre cei doi voievoți și cum se ajută ei în lupta contra turcilor. Așa să fi fost. Azi mulți istorici încearcă să explice de ce a atacat cetatea Chilia și automat țara românească voievodul moldovean Ștefan cel Mare atunci când Vlad Țepeș era în plin război cu turcii. Mai toți spuneau că domnitorul moldovean a vrut să salveze Chilia din mâna turcilor, însă acest lucru e total fals. Chilia era atacată de pe mare de către turci, iar de pe uscat era atacată de Ștefan cel Mare. De ce? Simplu, fiindcă era vorba de o înțelegere și o alianță militară între Ștefan și Mahomed al II-lea. Vlad Țepeș se pupa cu asasinul lui taicăsu. În romanul istoric, cu Paloșu, autor Radu Roseti, e prezentată tinereța lui Vlad Țepeș și ucenicia lui la curtea lui Iancu de Hunedoara. Sunt momente de mare duioșie între junele Vlad și mai vârstnicul Iancu. Frumos și emoționant, nu? Numai că la vârsta indicată de autor, Vlad încă se mai afla la Istanbul ca ostate garant al domniei lui Vlad Dracul, tatăl viitorului voievod. Și în plus, ce relație duioasă putea să aibă Vlad cu asasinul părintelui său? Vlad Dracul fusese executat la ordinul direct al lui Iancu de Hunedoara. De ce nu fac scriitorii pentru texte emoționale și eroice? Portalul atemporal de la Rovine. Mihai Eminescu demonstrează că atât Beazid cât și Mircea foloseau călătoria în timp, astfel el dă apă la moare dacopaților și patriotarților națiunii române. Astfel știm cu toții că bătălia de la Rovine a fost una dintre cele mai importante bătălii din istoria țării românești și a avut loc în data de 17 mai 1395. În vestita scrisoarea a treia, Beazid îl avertizează pe Mircea cel bătrân. La Nicopole văzut ai câte tabere s-au strâns ca să steie înaintem ca și zidul neînvins. Când văzui a lor mulțime câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură neîmpăcată, mi-am șoptit atunci în barbă, am jurat ca peste dânsii să trec falnic fără păs, din pristolul de la Roma să dau calului ovăs. Numai că bătălia de la Nicopole, Bulgaria, are loc la 25 septembrie 1396. Deci dacă Beazid și Mircea au fost martori la Nicopole, cu siguranță au folosit un portal atemporal moștenit de Mircea de la strămoșii daci. Altă explicație certă nu poate fi. Eminescu recidivează inventând victoria. Toată lumea știe că Mircea cel bătrân îl învinge pe Beazid la Rovine, chiar și elevii învață asta la școală. Lupta a fost celebrată în multe opere literare și chiar în filme. De referință însă e tot scrisoarea a treia, a lui Mihai Eminescu, cel care în versurile sale zdrobește definitiv armata turcă. Mircea însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare care vine, 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 calcă totul în picioare. Durduinso sau călării ca un zid înalt de suliți printre cetele păgâne trec, rupându-și large uliți. Risipite se împrăștea dușmanilor și raguri și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri. Ca potop ce prăpădește, ca o mare turburată, peste un ceas făgânătatea, e ca pleava avânturată. Acea grind noțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română. Nu e nimic adevărat, pentru că după bătălia de la Rovine, Mircea cel bătrân fuge și stă aproape 2 ani și jumătate în Transilvania în exil. Dacă ar fi câștigat bătălia, ce căuta Mircea în martie 1395 la Brașov și se închina regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg? De ce de 4 ori a încercat armata ungară să-l repună pe tronul țării românești pe Mircea cel bătrân și nu a reușit, pentru că au venit turcii întotdeauna și l-au alungat mereu pe Mircea? Deci marea victorie nu a existat cu adevărat. Dar și scriitorii sau regizorii mai fac o gafă mare. Bătălia de la Rovina apare greșit prezentată. Ea s-a dat în octombrie 1394 într-o zonă mlăștinoasă aproape de ruinele castrului roman de la Craiova, dar în literatură și filmografie apare pe râul Argeș, unde s-a dat cu adevărat o bătălie, dar în luna mai 1395. Flash-uri comice. În primul film românesc, Independența României, 1912, atacul infanteriei române la Rahova, în 1877, începe cu un schimb de focuri, în care mulți turci sunt omorâți, dar aceștia se vor mișca
și se ridică atunci când urmează atacul cavalerii, căci figuranții s-au temut să nu fie călcați de cai. Tot în acest film se poate trage concluzia că găinile bulgărești erau mai curajoase decât ostașii turci, fiindcă în scena în care turcii fugeau îngroziți de șarja cavaleriei române, în schimb niște găini de pe câmp continuau să ciugulească. În filmul Sentința 1970, regia Ferenc Coșa, țăranii răsculați de către Gheorghe Doja mâncau la propriu cu bucurie actele de iubăgie și de proprietate ale moșiilor. În film, documentele respective erau din hârtie și destul de mici, dar în anul 1514, iobagii puteau mânca cel mult documente scrise pe piele de bou. Ca și pergamentul, hârtie era rară, chiar și după ce a apărut prima moară de hârtie în Transilvania, abia în anul 1563. În Frații Jderi, recidivă, jupânița Nasta îl servește pe Alexandrel Vodă, fiul lui Ștefan cel Mare, cu dulceață de trandafiri. Dar trandafirul va intra în cultura în Europa abia pe la 1800. În plus, vasele cu dulceață din film sunt prevăzute și cu lingurițe, care au apărut peste 4 secole. Dar tot în acest film, campion la gafe, un hangiu nemț, îi servește pe vistiernicul Cristea și pe jupâneasa sa candachia cu cafea, probabil că o cumpărase după ce călătorise în timp, fiindcă după 200 de ani cafeaua pătrunde în Europa. Și ca să avem și cireașa de pe tort, în timpul unui discurs al lui Ștefan cel Mare în Zare, se văd semețe minunile tehnologiei moldave din secolul al XV-lea, stâlpii de înaltă tensiune. Poate așa a câștigat Ștefan lupta din mlaștinile de la podul înalt, electrocutându-i pe un osman lui atunci când era în apă. În filmul Întoarcerea lui Vodălă Pușneanu, 1979, regia Malvina Urșanu, domnitorul cumpără o pisică birmaneză. Probabil că și Lăpușneanul a folosit un portal atemporal, fiindcă abia în anul 1920 au ajuns în Europa primele pisici birmaneze. Filmul Burebista, 1980, regia Gheorghe Vitanidis, ne demonstrează ce înalte tehnologii foloseau dacii. Astfel, în film, multe femei dace sunt îmbrăcate în cămăși de nylon. Ba, se pare că dacii foloseau la arat tractoare universal, fiindcă se insistă mult pe o scenă cu un câmp de porumb în care se văd foarte clar urmele roților de tractor. Ca să nu mai spunem că filmul demonstrează bunele relații dintre daci și maiași, altfel cum de dacii cultivau porumb cu 15 secole mai devreme decât orice european. În Palatul lui Burebista se află o statuie descoperită peste 2000 de ani, celebru gânditor de la Hamangia. O secvență de tango argentinian în filmul Horea, într-un moment în care acesta nu fusese încă inventat. Conform dovezilor arheologice și istorice, buzduganul cu 3 peceți avea doar 2 peceți și de fapt nu era armă, ci o scândură ruptă dintr-un gard de un capitan al lui Mihai Viteazu. Oștenii din neamul șoimărăștilor poartă pantaloni cu șliț, inexistent în acel secol. Și exemple de gafe și umor involuntar din literatura și filmografia românească sunt multe și vă promitem că vom veni și cu o continuare. Mulțumim, George Hodorogea, prieten, vă mulțumesc pentru atenția pe care sper că ne-o acordați. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!